Bine ați venit la B-Interview! Nume: Goia. Constantin. Prenume: Călin. Gabriel. Locul și data nașterii: 24 mai 1975, Cluj-Napoca. 31-7-67, București, Spitalul Nou. Porecle: Colegii de la Voltaj mi-au spus pictorul când am ajuns la formație, că trebuia să fiu neapărat poreclit. Porcus pentru prieteni, dușmanii nu știu ce porecle mi-au pus, aștept. Studii: Studii superioare, Academia de Studii Economice, București, secția Finanțe Bănci. Puține și inutile. Un liceu industrial de cartier. Căsătoriți, copii? Căsătorit, am doi băieți. Căsătorit, un băiat. Unde și când ați debutat? Debutul a fost în corul Șoimilor Patriei la 6 ani. La liceu, împreună cu un prieten care cântă și acum la Voltaj, dar probabil că nici eu în cel nu ne mai aduce aminte când. Cel mai mare hit al vostru? 20. Fredonați. De la mine se aude... Tânăr vreau mereu să fiu, să trăiesc așa cum știu, ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. Alegeți între hip-hop sau manele? Hip-hop. Elton John sau George Michael? Elton John, că la fel ca și mine e părinte, nu știu dacă e mamă sau tată. Asta e o întrebare insinuantă. Care e criteriul de alegere? Avion sau vapor? Vapor. Amândouă. Franța sau Germania? Germania. Mare sau munte? Marea. Amândouă. Iris sau Lotus? Iris. Piesa preferată? Bohemian Rhapsody, a trupei Queen. Breaking the Law, Judas Priest. Unde ați petrecut ultima vacanță? La căldură, în Thailanda. În America. Ce radio ascultați? Rock FM. Ce hobby-uri aveți? Sportul. Iarna schiu, vara basket, not. Un hobby pe care încerc să-l practic este petrecerea timpului cu fiul meu, sub orice formă. Caracterizații scurt pe Traian Băsescu. Îi ciurește pe toți. Lider. Smiley. Simpatic. Băia mișto. Mircea Badea. Acid. Sportiv. Jean de la Craiova. Îl cunosc doar după nume, nu aș putea spune mare lucru despre el. Nu știu nimic despre el. Dan Bittman. Dan Bittman e un entertainer foarte bun și o voce emblematică în muzica românească. Charmant. Robert Turcescu. Deștept și extrem de pregătit. Meticulos. Cea mai bună televiziune din România. Acum ar trebui să spun Prima TV, nu? Cea cu audiențele cele mai mari. Dacă ne raportăm la treaba asta, este una pe care eu nu știu. Sau s-a desfințat sau ceva. Cea mai bună emisiune TV de la noi. E foarte clar, la fel cum cea mai bună formație în România este Voltaj, cea mai bună emisiune este Cronica Cârcotașilor. Cred că este o emisiune pe TVR1 a doamnei Eugenia Vodă, dar nu-i mai știu titlul. Faceți piața? Rar. Da. Mâncare preferată? Păi, cred că cea care mă unge pe suflet tot timpul este supa de găină cu tăiței făcută de mama mea. Salată bœuf. Unde ați susținut ultimul concert? La Evanghelion, la 5 dimineața, noaptea de Revelion. Noaptea de Revelion, în 4 locuri, în București. Întrebare pentru Călin. Ce căutăm noi aici? Nu știu, ne-a chemat Hrubaru. Întrebare pentru Gabi. Câte chitări / chitare, că nu știu cum se spune corect, ai? Chiar nu l-am urat niciodată, dar din ultima excursie ți-am adus și ție una. O să o vezi la primul concert. În ce țară ați emigra? Deocamdată n-aș emigra nicăieri, dar la pensie. Undeva unde e cald și probabil mă gândesc așa la sudul Spaniei, sudul Italiei, sudul Franței. America. Notiști sau urechiști? Și una și alta. Am făcut și școală de muzică, dar de multe ori când după ureche, după partitură. Urechist. Playback sau live? Live. La Voltaj live? Doar live. În toată lumea poate să fie orice. Fiecare alege. Cultură generală. Cum se numesc cei doi frați chitariști de la AC/DC? Angus și Malcolm Young. Cei doi care sunt pe scenă se numesc Angus și Malcolm Young? Răspuns corect, Angus și Malcolm Young. Care este numele primului solist vocal de la Voltaj? Cristi Minculescu. Răspuns corect, Cristian Minculescu. Salutări pentru bebelușe. Vă pup. Să trăiască. Salutări pentru cârcotași. Salut, țineți-o tot așa. Să trăiască și mai mult și bine că ne-au chemat și pe noi într-un târziu dramatic la emisiunea asta.